Domnul, și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport Vă reamintesc invitații mei din această seară Domnii Laurentiu Baciu, președinte la PAR Domnul George Ciurel, medic veterinar Domnul Ștefan Muscă, fermier Și domnul Daniel Coroamă fermier Discutam despre statutul medicului veterinar Și despre modificările acestea care urmează a se lua vis-a-vis -vis de puterea de decizie pe care o au medicii veterinari, ce se va întâmpla cu piața de medicamente. Am ascultat părerile dumneavoastră. Aș vrea să discutăm un pic și despre crescătorii de ovine care vă dau mari bătăi de cap. Știu că dumneavoastră, domnule Coroamă, v-ați confruntat cu problema asta. Nu e deloc simplă. Am explicat la începutul emisiunii telespectatorilor care au fost cele mai mari probleme pe care le-ați avut cu crescătorii de ovine. Ce ați reușit să faceți? Ați ajuns la o înțelegere cu ei, n-ați ajuns. Știu că i-ați reclamat, ați încercat să vă câștigați dreptul dumneavoastră cu vorba bună, cum se spune. Cu toate acestea, n-a fost posibil. Mă lupt cu crescători de ovine de când am început ferma. Deci, după ce. Da, trebuie să le spunem telespectatorilor că intră pe culturile dumneavoastră și în felul acesta vă sunt afectate. Corect, te zis, dacă să o luăm din urmă, chiar în 2016, tot așa i-am prins direct în cultura de porumb, iar ei erau trece bani, eu am fost singur, unul dintre ciobeni avea o țeavă lungă de 2 metri, a venit să-mi dea direct în cap. Iar altul mi-a sărit pe piciorul stâng și mi-a rupt piciorul. Deci mi-a rupt piciorul... Da, e o problemă la nivel național. Nu știu ce se poate face în sensul ăsta, dar cred că <coughs> autoritățile statelor ar găsi soluții. E adevărat că nu-i vorba aici, despre toți crescători. Da, nu trebuie să generalizăm. Nu, corect, corect. Deci, nu toți. Nu-i vorba de toți crescători. Sunt ca peste tot oameni certați și cu și cu bunul simț și cu, și cu legea. Și cu lege. uh, e adevărat că na, chiar suntem de acord ca fiecare să ia, după posibilități, să crească animale, să facă ceva. Dar trebuie să ai și o bază furajeră, pentru că nu poți crește animale cu costuri zero, stând și Pe furând, practic. La urma urmei, e un furt ăsta. Furând din din, al din munca altuia Pășunându-i culturile și e un sport național. Pășunatul ăsta sălbatic, așa, pe culturile altor oameni, nu înțeleg proprietarul unui număr de o de oi, n-are în proprietate un hectar de pământ. Păi nu-și pune nimeni întrebarea cu ce întreține aceste animale, ce costuri are. Cum le Eu chiar m-am am exercizat colegi din teritoriu și am să mă duc chiar la minister cu o propunere să fie condiționați ca cei care produc pagube pe suprafețe altor proprietari și sunt înscriși la apia să fie sancționați, pentru că trebuie să iei o măsură. La bă, poliții nu mă mai, mai trimiteți sau la legii nu mă trimiteți că nu se rezolvă nimic. Până când vine, până când analizează, dar hai să vedem ce să mai termine, dispar și probele, dispar da, totul, lege. cunoaștem speții în care furtul a fost a fost clar, cu martori, cu utilaje, furt calificat și totuși a, la dosarul respectiv a venit în începere. A, bun. E o măsură foarte bine gândită. Totul trebuie colaborat cu extinderea competenței APIA de a emite deci. sancțiuni, adică trebuie deci în momentul să... în care se înscrie la APIA da. să-și ia. să-și facă dovada, n-am spune da, acum 100%. Da, da, da. 100% da, da. Să aibă condiții de furajare 100%, că poate să mai cumpere, poate să mai. Da, Așa, dar măcar da. un strict necesar. De, 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 furaj, furaje. de furaje, trebuie să-l aibă. Adică să facă dovada că măcar 40-50% din necesarul de furajare și l-a sigur, asigurat tu. prin uh, producții proprii. Ca altfel, uh, nu puteți să-mi spuneți mii că sta animalul ăla, și doctorul mă poate completa, sta animalul ăla 360 de zile de, în stabulație și aduce el îi cumpără furaj. Ăla stă pe terenul cuiva, dacă el nu are și, din păcate, sunt câțiva din, din aceștia care provoacă mari pierderi, mai ales celor din, din vegetal. Tot la noi s-a... Mă rog, iar s-a făcut un spor național de a-i de a pune să răspundă pe cei care nu răspundă fața legii, că ori nu prea e sănătos, ori nu este major că ăștia sunt trimis. Duce acolo, găsești doi Și aici cred că trebuie copii. să reglementate lucrurile vis-a-vis -vis de forța de muncă, dacă stăm să privim tot traseul ăsta. Pentru că, uitați, există portița asta de scăpare, da? Adică ai prins pe unul care e minor, el da, nu da, Nu are nicio problemă. Da. Uh, poate să facă orice. Știi uh, Știți cum e? sunt dacă Mai să oral, îl trimite de și de, el zice de, că de, o de a intrat el, de nu, minciuni, nu de... Uh, nu mai zic compromisul care uh, e între uh, autorități și uh, acel proprietar pentru un... Că așa e românul nostru, să vinde ușor, pentru un uh, bols de brânză, pentru un caș acolo și aia își leapă de și onoarea și cinstea de, de, de polițist, de primar, de ce o fi acolo. Uh. Din păcate se întâmplă lucrul ăsta și chiar am să... Nu că propunerea mea 100% este bună, dar poate că sunt o soluție, o, soluție, este, este o, o soluție ca să cât de cât să-i constrângem în a și este avea o responsabilitate față de animalele până la urmă. Și de că eu mă tem că se va întâmpla ceva pentru că, că la în această oră oaia este protejată de un domn Hai să, să, să trecem. Nu, nu are nicio -are legătură. Trei, da, Acum chiar răspund, chiar spun, Ștefanie, uh, chiar e un animal agreabil. Stai liniștit, <gântu> <gântu -i> <gântu -i> oaia. În logica ceea ce spuneți dumneavoastră, este perfect să se adreseze apii cu un minim de condiții, având în vedere că toți crescătorii care beneficiază de subvenții, în gener, înspre porcari, păsărarii, oricare, este, sunt obligați să asigure un minim de furajare, un minim de suprafață, un minim de condiții de bunăstare, un minim de apă cu analize. Păi, deci, logica a, este exact, a, a, a exact ca perfectă să, care o puteți De avea. ce pe mine, de la vegetal, da? Uh, ca să pot vinde o marfă, trebuie tot să tot fac lui. dovada că am teren. Da. Că altfel, de unde vinzi? Și îmi acel certificat de... De, 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 producători. De, 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 producători. Deci trebuie să fac dovadă. Acolo am în proprietate, ori în concesiune, ori în arendă, nu are importanță. Deci să-l dețin sub o formă. Nu. Deci mi se pune condiția asta. Lor nu li se pune condiția. Măi, tu crești o mie de ani de, de oi. De, oi, oi, capre, ce vaci, n-are importanță, că și voia cu taurenele mai, mai sunt și din astea care... Uh, eu țin într-un câte o tarla și nu mai e să decât după 30 sau să moarte de atâta porum care te-au mâncat. Uh, trebuie și ei să fie restricționați. Cum suntem noi? Și trebuie să faci dovada de unde? Proveniența? De unde ai marfa aia. Păi am pământ, am cultivat pământ, sau am. Sau factor de achiziție. că uh, pot să uh, cumpăr. Și ei, Bun. O să o de achiziție, de achiziție da. care spune că o să zic da, că nu, domnule, eu le țin acasă. Foarte bine, le țin acasă, dar cu ce? Cu ce? Da. Domnule, uh, cum vedeți rezolvarea problemei în momentul ăsta? Păi rezolvarea este foarte bună propunerea domnului președinte Baciu, pentru că și noi ca să putem să luăm o subvenție pe, uh, uh, vă dau un bun ex, exemplu pe lucernă, trebuie să viu cu dovada uh, câte bovine mi-am mâncat, câtă lucernă am băgat la fiecare bovină și toate exact. lucrurile astea. Așa că și ei să fie condiționați. Să și aibă și el niște bani. Că, că și el ia niște studenții. bani și să, să fie și el condiționat să spună domnule eu uh, am mi-am luat și eu 50 de tone de porumb, am și eu uh, 10-15.000 de kilograme de lucernă. Adică ceva ceva trebuie să aibă și Dar el. în general, Stefanie, în general. proporția este destul de ridicată. Uh, sunt oameni gospodari, oameni care de respectul pentru au și un om gospodar, se vedește la ziua de mâine. Își strânge furaj, are tot ce trebuie și nu umblă. Din păcate, sunt doar câțiva care sunt certați, v-am zis, cu bunul simț și cu legea. Corect. Nu putem bate. Eu am tot respectul pentru ei. Sigur, sigur. Sunt niște oameni care, mă rog, n-aș vrea eu să-i analizez acum, dar să lucrezi cu oaia și să faci bani din, din oaie în condițiile în care se lucrează cu oaia, deci trebuie să fii... un lucru uh, greu. Eu e un lucru foarte greu și trebuie să fii un bărbat adevărat. Uh, și avem destui din ăștia care tot respectul pentru ei. Dar avem acei uh, care numai oi n-au, numai capri nu arată caprii alea, vai de că mai mult chenuie animale și se bucură la acea subvenții care nici aia nu-i prea. Eu cred că trebuie respectată proprietatea, domnule. Proprietate... În primul rând, trebuie respectată, așa cum eu am avut discuții de este cu, cu ei. Eu, am și eu, vă dați seama, eu am teren pe 8 comuni. E un război acolo cu atâtea stări. Dar eu, am pus întrebarea, așa, omenești, măi, dacă eu, tu ai venit la mine și mi-ai distrus aici. Dacă eu mâine mă duc la tine pe. aia, unde o sucă brânză acolo și ți-aș lua cașul de acolo. Tu cum ai proceda? E același lucru. Corect. Mă duc și eu la tine, cu tu vii și îmi paști mie, fără nicio jenă, să strănești animale, uite și mie mi-e foame de, de brânză, mă duc la tine pe chestia aia acolo, mă sucă, și eu și eu Domnul e președinte, correct? vă bagă la furt atunci. Nu, pe mine e sigur mă bag la furt. Garantat vă alegeți cu un dosar penal. O, cu siguranță. <laughs> Eu fac, fac și, Nu, îmi dă și cu executare, fără nicio problemă. Da. Da, nu trebuie ajuns da. niciodată la soluții extreme, așa extreme. cum spunea și dumneavoastră, de. sunt cazuri izolate, dar iată că vă dau mari de exact. cap aceste da. cazuri, nu toată lumea trebuie pusă. Și aceiași, vecinii, și... uh, aceiași. Aceiași. pentru că v-am zis, sunt cele 8 comuni, sunt uh, zeci de, de stâne am proprietari uh, proprietar de oi care aveți cuvântul meu de onoare, pot să tragi linia că nu m-a deranjat cu măcar să zic că a scăpat o oaie dintr-o mie, a scăpat în, într-o cultură. Dar am și care intenționat numai acolo îi găsesc. Păi ca la mine, special. la mine intenționat le bagă. Deci N-au niciun Dumnezeu. Anul ăsta, într-o de zile, e a treilea, a treia oară, când îi găsesc cu poliția în cultură. Mi-au distrus Undeva 25 de hectare, vă dați seama că eu nu am nimic Deci nu am atâta un pumn de, gră, de grăunțe În zona Sucevii, din nimic, să... tu ești cu 25 de hectare, știi? Păi corect, eu le-am lansat un pic mai târziu pentru că e fa o mare la porumb da. Și -o trebuie ca să le las și -o mă prins un pic, au ploile, nu am putut să recoltez Că nu trebuie le lăsam asta nu înseamnă că trebuie să vină să-l distrug eu Că ne-ai recolta Deci a... asta e treilea, oară, treilea reclamație la poliție. Eu nu mai am cu ce să țin vacele. Acum De eu trebuie ca să vând. Acum eu trebuie să vând ceva din efectiv, să-mi cumpăr mâncare pentru să pot să le întrețin pe aleante. Că nu am nimic. mi au distrus, chiar vă arăt poze, dacă vreți, la urmă, total. Știu. Bun, din păcate, vedeți, oamenii nu au încredere nici în organele statului. Asta e Care un lucru foarte trist. Ei, nu mai era. Pentru că poliția, din păcate, e depășită. Nu știu... Nu. Cu voie, fără voie, A, se întâmplă. Nu știu dacă chiar poliția e depășită. Cred că codurile astea civile, penale, nu mai, nu mai, știu unde să încadrez fapta, A, sunt nu mai corespund cu... Nu. Sunt Urem, numai, cu Adică sunt pentru cei care strică, pentru cei care fură, pentru cei care distrug. Nu <coughs> sunt <coughs> pentru păgubiți. Și nu vă dau o mie și de speții în care vă demonstrez că nu sunt pentru păgubiți. Corect. Uh, țin minte, vă dat, dar asta e mai uh, azlei așa. Îl găsesc pe unul pe gard, săris în curte la mine și să niște struguri. Și îl găsesc cu două sacoșe de, de struguri. Când m-a văzut, a rămas înțepenit pe gard acolo. Eu fiind dorea că și mai voinicuț, l-am luat de aripă, l-am dat jos cu pungile în vață și în drum avea o, din asta, o Motociclete de asta, cum Dumnezeu îi spune acum. Scuter. Un scuter Scooter. de asta. Eu cu o mână scuterul, cu una leu de după cap și-l bag în fermă. Și anunț poliția. Vine poliția și mă trage de -o parte și zice, vine cu coace, dă drumul repede uh, lui ăsta, că te bag la sequestrare de persoane și te bag că ai furat și, uh, scuterul. <gântu -i> Deci, până la urmă... Calitățile se schimbaseră între timp. Din uh, <gântu -i> da. victimă de, de potențial uh, infractor. Așa că, deci, cam, cam astea sunt... Cam astea sunt uh, legile. Sau e o anumită valoare până se încadrează nu știu unde. Prejudiciu. Ei, dacă toată țara asta și toți oamenii ar ști că până la valoarea aia nu îi se întâmplă nimic, îți dai seama că ar umbla toți și și-ar lua până la valoarea aia, că n-ai -ai, -ai ce faci. face. Și nu avem Nu să până, E atât. Nu avem voie să punem mâna pe el, că să-l chestrăm. Hai să -l 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 -l. vă dau o, 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 o acum. Prinde poliția pe unul cu o fralemnă. Ăla când a văzut poliția a abandonat căruța cal tot, l-a luat, i-a luat uh, poliția uh, la fotografia când fugea, i-a uh, luat uh, calul, căruța, că să acum și cu cal și cu căruță, și l-a dus la post. A dus căruța la post cu lemne și calul ce să facă? Trebuie să-l hrănescă polițiștii. <laughs> ce să ce? Exact, și aveau cu ce. Și vine la mine și mă dragă. și zice, hai doamne, ține asta până când clarificăm treaba, nu știu, că mă ta citat din mâncare, nu știu <laughs> Eu iau calul și l înăuntru. Se judecă. Îl dă în judecată. Deci, face dosar poliția pentru ăla uh, uh, cu lemnele, că le-a furat. Îi se clasează. Face hoțul contra poliției uh, plângerii. Da? Da. A venit hotărârea judecătorească în care să-i dea căruța înapoi. -a acoperit deja. După aia, avocatul a insistat, nu domnule, dar și calul. Deși calul nu era parte în proces, că nu era prins le -le. nici într-un document și nici într-o hotărâre, a insistat avocatul și vine acum polițistul la mine și zice, domnule, dă-mi calul. Păi, dar doi ani de zile de când stă calul la mine. <coughs> Zic, să-mi plătească furajarea Corect. și dau calul. Faci, fac, calul ăsta în doi ani de zile. Sigur. Nu știu, domnule, dă-ne calul. <coughs> Cum să-ți dau calul, mai? Plătești și-ți dau calul. Pe calo fost în custodie, faci factură cât o mâncați? Foarte bine spiața. Ăia sunt hoți renumiți de lemne. Ăia când iei căruța sau calul, știți cum? Ca și cum ai scăpat o țigară din buzunar. Nu e nicio problemă. În dimineață am altă pereche mai frumoasă. Și tot în pădure la, furat mă Ei, acum poliția nu mai e victimă. Deci este infractor. Da? Iar ăla ar rădit bine mersi, că are hotărâri judecătorească. Și a și animalul și de pui. Doi ani gratis. Da? Ca să vezi, ca să vezi cât îți de, de abile uh, hoții ăștia, ăste, escroci ăștia. Informați. De ce? Nu-i căruța mea, domnule. Eu am avut căruță nou. Mi se n dai căruță nou. <laughs> și e un caz, deci a ajuns un caz ăsta, că este un ofițer, mai de comisarul, care nu are ceva de făcut acum, decât să ia o mie și una de declarație și cum poate să-i dea lui ăla înapoi. De, Bine. Da, e de râs, dar e și păi de plâns în e de râs. Păi, Corect. P calul, mă, normal, La mine poliția s-a făcut și treaba, și nu... Calul da, dacă a așa e legea... Da, păi, Dacă este, te-ai dus cu scannerul, e calul tău. Deci ai făcut dovada imediat că el eu... a fost. Nu, și... Că ai După ce a luat calul și căruța, Cine l-a învățat? Bă, dacă ți-am că e, scrocia, e scroce, au întâietate la procurori. Uh, mai face o plângere, cu aflat că e calul, l-a dus la mine, mai face o plângere că eu și cu fiul meu i-am furat calul. Bun. Numai că a căzut în aia, că a pus niște martori și când a, l-a strâns poliția o leacă de gât pe martor, o să-ți, am mințit, iartă-mă, hmm. uh, știi, nu eram acolo. Ca altfel, Eram și o hoznicai. Asta e țara românescă. Da. da, foarte, foarte trist ce se întâmplă. Aici aș vrea să discutăm și despre fondurile astea de vânătoare, pentru că e un subiect la fel de dureros. Știu că dumneavoastră, domnule Muscă, de foarte mult timp vă confruntați cu problema asta, nu numai dumneavoastră. Au fost și alții fermieri care s-au lovit de fondurile astea de vânătoare, a trebuit să le hrăniți animalele dumneavoastră cu ceea ce ați cultivat pe pământ. Propunerea noastră este: dacă noi le hrănim, nu ar fi normal să ni le de dea și în administrație? Adică dacă. Nu în administrație. În Dar... administrație de să le, s -s, și să le valorificăm, da? Așa, dacă tot le-ai crescut, da. le-ai și mi-a S-a legat așa o relație până da. la urmă între dumneavoastră și respectivele vieții Păi nu mai fug de noi, nu, nu mai stau la distanță mică, pas 30-40 pe un nu e nicio problemă. Eventual dacă le puteți băga și pe apia ca să vă luați vreun... În... Da, trebuie să pe Mi-a să luați o subvenție. Deci dom'le, eu am avut o distrugere, știți bine, de aproape 40% din cultura de porumb. Am fost, am anunțat, am actul de post la primărie, nu mi s-a dat de, de luna iulie niciun răspuns până la această dată. M-am dus, am făcut hârtie la fondul de vânătoare de zonă și mi-a spus domnul Muscă, în lege scrie că dumneavoastră trebuie să împărășimuiți terenul. Eu le-am explicat, băi, oameni buni, eu trecum. am luat 500 de hectare anul trecut de la agronomia română, Agronomia română, mâine, până mi-a terenul, cum să fac eu investițiația de mare să împrejmuiesc eu cele 500 Fii, de hectare? cred că împrejmuitul e mai scump decât terenul. Dacă deci nu este... este de e, nu, e o glumă cu împrejmuitul, bănuiesc că chiar că cel care ți-a zis a glumit, pentru că trebuia să gândească dacă toți și-ar îngrădi proprietățile unde ar mai sta vânatul. Deci e o aberație. Dar vreau să vă zic acum, ca să nu ne mai plângem mult de... E o inițiativă a Ministerului la care am subscris. Chiar am fost personal cu un secretar de stat la discuții pe despăgubiri la Ministerul Mediului și la Ministerul Apelor și Pădurilor. Și acum să lucrează mâini, probabil, îi se dă forma finală. Chiar împreună cu Ministerul am lucrat efectiv uh, la acel act normativ care va ieși privind despăgubirea uh, pagubilor produse de animalele sălbatice. Și vreau să vă zic că începe cam așa despăgubirea să fie făcută de către stat în prima fază și statul să se îndrepte asupra gestionarului după aia. Corect, corect. Care mult mai multe pârghii de a-l constrânge decât proprietarul de teren. Au fost uh, ien propuneri și de la Ministerul, cele, cele două Ministerii Mediu și uh, APE. Au fost propuneri și din partea Ministerului Agriculturii. Sper să iasă varianta Ministerului Agriculturii, care e o variantă corectă și reală. Uh, unii simplifică foarte mult inclusiv uh, procedura de stabilire a uh, pagubii, uh, în cât timp să fie despăgubit, după care să vă am să sunt pârghi suficiente asupra gestionarului de fond cinegetic. Uh, S-a ales ca soluții această despăgubire uh, și pentru faptul că legea vânătorii, care o știți că s-a dezbătut vreo 2 ani de zile, stă acum închisă undeva într-un sertar pe la Parlament, motivele noi le-am înțeles deci nu... nici nu știu dacă noi vom prinde, ștefane dacă noi vom prinde vreodată modificarea legii aia, pentru că cei care trebuie să o și să fie în favoarea noastră sunt deținătorii fondului energetic Și deci... Nu o să căpătăm -o, niciodată. niciodată. Și așa, în propunerile care vin să dăm și... Erau destul de... Mm. Adică nu prea aveai drepturi. Da, Tot obligație. ei. Pentru că era acolo o chestie, că... Nu răspunde gestionarul dacă face dovada că ai extras un exemplar din totalul care îl are de extras Ce vorbești mai? Dacă tu ai de extras un porc, ai extras un godăcel acolo, ai găsăști o pocitane din aia, gata, tu nu mai răspunzi de acum. Iar ceilalți vin să fac ravagii. Sper să nu rămână așa. Să luăm o scurtă pauză. de publicitate îmi spun colegii din regie. Revenim după câteva minute aici la agricultura, la raport.